Bine v-am regăsit, stimați spectatori. Un vechi proverb spune că toamna se numără bobocii. Cu siguranță așa o fi când ne gândim la ceea ce înseamnă activități agricole și realizări de peste an, dar iată că în domeniul vânătorii, în ceea ce privește evaluarea vânatului, numărătoarea se face primăvara. Mai exact, din perioada de iarnă până să gata vorba românului de satul mare. Pentru a afla care este situația, zic eu, faunei de interes vânătoresc, pentru că nu o să intrăm în toate detaliile, să începem vorba vine de la șoareci și la șobolan și să ajungem la alte specii, l-am invitat în studiul informației de vreme, domnul inginer Daniel Dragoș, directorul AJVPS Satu Mare, cel care ne va prezenta, dacă doriți, o sinteză a ceea ce înseamnă sezon de vânătoare 2022-2023 și rezultatele evaluărilor pe speciile pe care dânsii le gestionează. Bine ați revenit, domnule Dragoș! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Așa cum anticipam, chiar dacă am pornit cu o anume glumă, dacă vreți, dumneavoastră ați început evaluările când? Prin decembrie, noi februarie? Noi începem evaluările în mai, odată cu deschiderea anului vânătoresc și le finalizăm undeva la vânatul util, cum îl numim noi, undeva prin februarie-martie, iar carnivorele mari, care sunt speciile protejate, le finalizăm undeva la sfârșitul lunii mai. Singura chestie că astea nu le gestionează noastră, că le gestionează Agenția de Protecție a Mediului. Ei sunt cei care se laudă cu acest ceva. Aici nu e vorba de laudă și gestionarea tot noi o facem, pentru că noi avem personal de teren, dânsii nu au posibilitate de a gestiona speciile astea. E vorba de urs, de lup, de râs și de pisică sălbatică. Observațiile tot noi le facem, antibraconajul tot noi îl desfășurăm. Bun, dar ei țin evidența. Bun, bineînțeles. Scriptică. Bineînțeles, la nivel național, cei de la mediu țin evidența lor. Este normal, pentru că sunt niște specii protejate și este pe undeva normal să facă dânsii această, să zicem așa, adunare națională a carnivorelor mari. Contrar a ceea ce s-a susținut prin presă de către unii șefi mari din minister, că nu s-a făcut evaluarea la carnivore mari din 2016. Nu este adevărat. Eu lucrez în cinegetică din 1998 și nu există pauză niciun an în a desfășura activitățile specifice de evaluare a acestor efective de carnivore mari. Deci cât se vorbește că avem niște ani de pauză, că nu avem date, că nu știm câte sunt, nu este adevărat. Da, dar vedeți că aici a fost, cred eu, atunci din ceea ce spuneți, o diversiune pentru a masca oarecum acele probleme care au existat anul trecut și în anii anterior vis-a-vis de urși, de atacurile de urși asupra oamenilor și chiar de ursul devenit de notorietate, vai, marele trofeu al nu știu cui. Cred că de acolo a pornit această dezinformare, dacă dumneavoastră așa spuneți, problemele vis-a-vis pornesc de neevaluare, neinventarierea. Dacă îmi permiteți o paranteză, în cazul acestor specii, problemele pornesc de la bani. Pentru că s-au alocat fonduri europene cu o mare larghețe pentru a face tot felul de studii la aceste specii, de către persoane mai mult sau mai puțin avizate. Am văzut la un moment dat că au primit fonduri europene niște entități care nu aveau specialiști angajați. În fine, nu este treaba mea. Inventăm o problemă și după aceea cerem bani să o rezolvăm. Cam asta este pe scurt problema ursului. Da? Este de netăgăduit faptul că avem mult mai mulți urși decât ar trebui să fie în România. România, calculul e foarte simplu și vi l-am spus. Un urs are nevoie de cel puțin 1000 de hectare de pădure aptă pentru specia asta ca să se poată dezvolta, să nu există conflicte majore între ei și așa mai departe. Și România are undeva la 3 milioane de hectare apte pentru urs. Că doamnă să fie urs la Ardut și la Carei. Și are 10.000 de urși, nu? Și, sau poate mai mult.
Că noi zicem că între 8 și 10 mii... Se discută vis-a-vis de cifre. Datele sunt publice, ei nu le scot, pentru că gestionare de fonduri de vânătoare sub semnătura celor de la agențiile de mediu, că nu le facem noi așa, le scoatem noi din pălărie și... Nu, noi le facem în directa, sub directa îndrumare și cu concursul celor de la agențiile de mediu. Fiecare județ așa face. Și noi când dăm chestiunile astea, sunt supervizate de ei. Păi vă spun în satul mare, acum cu ursul cam terminăm. Păi noi pe două fonduri de vânătoare în 16 urși, pe optim de 2. Mai mult ce să vă spun. Satul mare. Ce să zică cei din Covastă, din Harghita, din Sibiu, din Brașov? Există mult mai mulți urși decât ar trebui. Bun, acum, problema că ce facem cu ei. Asta e o chestiune și o decizie politică, din păcate, care pe mine mă depășește. Nu pot să mă bag în așa ceva, nu este treaba mea. Domnul Dragoș, ziceați adineaori că îi trebuie o suprafață imensă, da? Da. Fiecărui urs. Da. Acești 16 urși care am înțeles că i-ați luat așa, 1, 2, 3, 4, cam deci așa. Nu înșirați în șirindian, dar i-ați văzut fizic pe fiecare, da? Păi, cred că și o să prezinte colegii dumneavoastră niște instantanee de pe camerele de supraveghere. Deci supraveghere. Animale fizic văzute, numărate, deci nu se... Animalul văzut, urmă văzută... Deci nu spre cum la celelalte specii la evaluare, că zici, băi, am numărat, nu, am văzut, deci aici e altă modalitate de evaluare. Și asta vreau să zic față de, în ghilimele, suportabilitatea zonei unde sunt urși, că îmi imaginez că în zona aia așa undeva mai, este vorba mai spre sus. Este vorba de zona Oașului, în jurul, din păcate, stațiunii. Deci de la Racșa, unde e De la Racșa începem. Deci și acolo ne ducem până la Huta Certeze. Acolo la Huta este gospodărită zona aceea de altă asociație de vânătoare. De cei peste cei 16 ai noștri mai au. Și vă spun că optimul zone este 2. Deci nu sunt mult. De 8 ori mai mulți nu contează. Cam așa. Bun. Și acum, întrebarea mea, acum, dacă tot am început cu ursul, care sunt constatările noastre vis-a-vis de puii de urs? Că înainte vreme era teorie că, ce știu, un pui la 2 ani. Da. Acum cred că sunt 3 pui la un an, nu? Sau pot exagerez eu un pic? Eu pot să vă spun că ursoaică cu 3 pui este frecventă, se vede frecvent. Am avut noi, acum 2 ani, dacă bine rețin, v-am prezentat aici pe un punct de hrănire de mistreță ursoaică cu 3 pui. Poze, nu o poză, zeci de poze, că au intrat în cameră și aia face mai multe instantanee, prinde mai multe instantanee. Un coleg din Covastra mi-a spus că anul trecut a văzut o ursoaică cu 5. No, aia sunt prea mulți, da? Poză. Deci nu că am văzut și nu. Poză. A circulat poza. Nu e chestie, cred că și prin presă este. Domnul Dragoș, cum rămâne cu literatura de specialitate? Cum rămâne cu ceea ce citește Georgica din Anglia, care știe, vede, probabil o lucrare tradusă și, băi, ce știu, un pui la un an jumate? Eu vă spun dumneavoastră un lucru și concluziile le trageți dumneavoastră singuri și telespectatori. O specie de vânat se reproduce bine și mult în condiții bune de viață și de hrană și de liniște. Și acum concluziile le trageți dumneavoastră. Da, deci înseamnă că huzurez. Dar de fapt să revenim noi la ceea ce Dar înseamnă... mai este o problemă, dacă îmi permiteți, aici la urs. Și eu m-am atras atenția de mai mulți ani. Continuând modul ăsta de gestionare a ursului. Și aici nu prea putem noi, cei din satul mare, să fim acuzați că avem niște interese financiare sau așa mai departe. La satul mare nu e vorba că nu știu câți urși în pur și faci bani. Noi n-am avut, eu de când lucrez la vânătoare, n-am avut niciodată cotă la urs aici. Noi am avut grijă de efectivul respectiv și așa mai departe. De unde vine numărul? Iernile moi. Deci, iernile moi, hrană și așa mai departe. Și acum, vis-a-vis de ce v-am rugat să mă lăsați să intervin, este vorba de zestrea genetică a ursului. Dacă noi continuăm modul ăsta de gospodărire a ursului,
Adică vom avea în continuare urși care trăiesc în jurul tomberoanelor, se vor reproduce în jurul tomberoanelor, vor avea produși care vor ști numai tomberon, om, mașină, șosea și așa mai departe. Tot ceea ce înseamnă populația asta de urși se va distruge. Va scădea în dimensiuni, pentru că vor fi din ce în ce mai mulți. Vor ajunge să se împerecheze exemplare mascule care în mod normal n-ar ajunge să se împerecheze și atunci va apare o degenerare a speciei. Dacă vom ajunge în punctul ăla, va fi enorm de greu să o ducem înapoi unde a fost. Adică va trebui intrat în populație foarte dur și vor trece extrem de mulți ani până când vom ajunge acolo. Mie îmi pare foarte rău, dar despre chestiunile astea de urs și de așa mai departe, vorbesc niște oameni care trec prin pădure numai așa în fuga mașinii. Poate pe lângă facultatea de silvicultură au trecut așa, numai să o vadă pe din afară, sau poate nici n-au trecut. Adică pentru noi, cei care lucrăm în cinegetică, e destul de frustrant când vedem că, de exemplu, la televiziuni naționale sunt chestionați niște oameni care n-au experiență, n-au studiile necesare să emită niște păreri argumentate, că așa pot să-mi dau și eu cu părerea. Toată lumea îmi dea cu părerea despre COVID, despre așa, dar am chibițat. Ori cred că am ajuns în punctul ăsta în care vis-a-vis de fauna României nu se poate chibița. Nu se poate chibița de faună, de păduri și așa mai departe. Restul nu mă pricep de economie și restul. Dar aici am ajuns într-un punct în care chiar nu putem chibița. E aceeași chestie cursul ca așa, cu dispar 3 hectare și ceva de pădure pe oră. Aia a fost acum 2 ani. Păi ne punem repede aritmetic și facem 3 ori nu știu pe unde, că nu, suprafața de pădure România crește. A, că nu avem, că toată lumea rostogolea în media poza aia cu ursul, cu rucsacul în spate, în gară, nu știu pe unde, că pleacă. Că nu știu ce. Da. Păi nu e chiar așa. Adică astea sunt niște chestiuni care să producă un val așa de milă și vai, săraci ursuleți. Emoții și vin, cât de multe. Exact. O emoție din asta așa publică și să vină oamenii și imediat apar niște ONG-uri care adoptă un ursuleț, fă nu știu ce, mai dăm 10 euro, mai dăm 20 de euro. Adică eu nu cred în momentul în care cineva din societatea noastră, fie entitate, fie persoană fizică sau ONG sau ce-o fi, câștigă bani în urma unor subiecte exploatate din astea de ecologie și așa mai departe, de faună, eu nu cred în ei. Eu cred în aia care pun bani. Și eu vă spun următorul lucru. Și asta este o chestiune care este verificabilă contabil. Asociația noastră, în fiecare an, cheltuie cu fondurile de vânătoare cu un fond de vânătoare, între 11 și 12.500 de euro. An de an. Care înseamnă ocrotire, hrană și așa mai departe pentru vânat. Ori nu-i puțin lucru. Și atunci vine câte un ONG din asta și noi suntem ONG, dar noi aducem bani de acasă. Adică membrii noștri aduc bani de acasă ca ceea ce prezentați dumneavoastră aici în poză să se dezvolte în condiții bune. Ca să aibă posibilitatea să mai extragă din când în când câte un exemplar. Deci, domnul director, ați invocat creșterea populației de urși, ați vorbit și despre faptul că se taie pădurile. Iată, două elemente, o clipă numai, coroborate de unii, menite a explica, nu știu dacă adevărat sau fals, accederea urșilor în zonele populate. Total adică fals. Toată lumea spune, domnule, s-o tăia pădurile, n-au habitat, n-au nu știu total ce, dar fals. Există și alte păreri vis-a-vis de această coborâre, în ghilimele, a urșilor la tomberon, ce zicea și la șosea. Da, vă spun de ce nu ține treaba cu pădurile. Spre marea mea surprindere, acum vreo 3 săptămâni, la un post din ăsta care prezintă emisiuni despre natură, se discuta în Germania de un parc național. Și în bunul sistem ăsta verde mai închis, așa, care le plac și bănuții de afară cât de mult, domnule, și-a dat seama că ei, toată lumea, nu tăiem parc, nu facem nimic. Adică natura să-și urmeze cursul și așa mai departe. Și și-a dat seama vis-a-vis de populația de cocoși de munte, că despre asta era vorba, că în parcul respectiv populația de cocoși de munte s-a dus în cap. Măi, și n-au știut ăștia, a început să studieze tot. Domnule, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? La care
colegii mei care până mai cu câțiva ani în urmă făceau lucrări în parcul respectiv, zic, bă, băieți, dar voi nu mai aveți zone deschise în care să se dezvolte zmeura, în care să se dezvolte afinul și așa mai departe, că ăla nu crește submasiv în pădure. Și și-au dat ei seama că, hopa, aici e problema și au început să facă parchete și să deschidă suprafețe în pădure, ei ziceau poieni. Eu le-am zis parchet de exploatare, au scos masa lemnoasă de acolo și au dat drumul florei spontane să se dezvolte. Și au început să le crească cocoșii. Adică chestiunea asta, bă, nu mai facem nimic. Știți, eu am o altă teorie. Atunci când nu știi, nu faci nimic. Când știi, faci. Și atunci trebuie lăsați oamenii care zeci de ani de zile au gospodărit o suprafață de pădure într-un mod și gospodărirea asta a tras după sine creșterea biodiversității. Du-te în continuare cu modul ăsta de administrare. Pentru că altfel produci niște probleme acolo pe care nu ai cum să le știi dinainte. Deci și cu urșii care vin la container. Deci, ca o posibilă concluzie, ursul alungă ursul, nu altceva. De ce ajung? Niciodată nu o să vedeți, și am spus la toată lumea, și nu o să vedeți la container un mascul alfa. Niciodată. Da? O să vedeți numai exemplare mai slăbuțe, care sunt împinse din habitatul lor, ceea ce înseamnă pădure și cele mai bune zone din pădure, cu poieni, cu zone cu afin, cu zmeuri, și mai deci departe. Cu hrană, cu hrana lor specifică, bine, da, formată, formată din fructe de pădure și vânat, și ăștia sunt împinși la marginea habitatului. Păi ce dă, peste ce dă la marginea habitatului? Peste așezările umane. Și aici nu o să, eu iar vă zic, nu o să vedem niciodată un urs de 350 de kg acolo. Nu, o să-i vedeți din ăștia mici, rusuleți din ăștia mai mici, niște ursoace subdezvoltate, alea o să stea acolo la cerșit, pe marginea drumului și la container. Și tragedia este că ursuleții născuți la container habar nu au de pădure. Și degeaba tot îi luăm noi și îi mutăm de aici colo pe bani mulți, că ne place să facem chestia asta, nu o să rezolvăm nimic. Pentru că ăla nu știe să meargă în pădure, ăla tot la container va veni sau în așezarea umană. Pentru că i-am distrus frica atavică de om, ceea ce este criminal. De-aia avem în fiecare săptămână atacuri la om. Da. Și în plus, cred că prin aceste erori, dacă vreți, de gospodărire, pe lângă că se este lipsă elimină de, frica... Este lipsă de gospodărire, domnul Anițar. Da, da. Nu e eroare de gospodărire. Că dacă îi lăsau pe aia care se pricep să gospodărească, n-ajungeam aici. Dar imaginezi ăla care e crescut în proximitatea containerului și s-a obișnuit cu acest ceva, nu va merge în pădure și dacă ar avea posibilitatea să-și caute mâncarea, zice, băi, acolo e la mine bucătăria sau cantina. Haideți să discutăm de relocările care au avut loc de pe Valea Prahovei. Toți s-au întors înapoi. Sau dacă au fost duși foarte departe, s-au dus în prima localitate. Păi a fost urs dus în Bihor, de acolo, direct în localitate. Scurt. Adică s-a văzut că este un fiasco. N-are rost. Haideți să trecem totuși la discuția noastră mai lumească, pentru că ursul e o specie oarecum aparte, în ciuda faptului că prezintă interes mai degrabă din punct de vedere turistic decât din alte puncte de vedere. Cine puteți spune vis-a-vis de rezultatele valorilor la acele specii pentru care an de an în urma evaluării faceți propunere de plan de recoltă? Da. Se aprobă când, cum, ce, așa mai departe, deci mă-și propune să faceți cum vă spuneam mai înainte, ordinea o alegeți dumneavoastră, nu spune neapărat începem, că să fie cerb sau căprior sau mistreți. Evaluarea din mai, adică aproape cu un an înainte, la căprior. Acțiune de primăvară, frumos, o vedem, după care urmează acțiunea la alergat, în iulie-august, trecem la cerbul carpatin, în septembrie la Boncănit, după aia trecem la lopătar la Boncănit după mijlocul octombrie, după aia cervidele cârduri pe zăpadă, în ianuarie, de obicei ianuarie, februarie, când avem strat de zăpadă, pentru că sunt mult mai ușor de urmărit, sunt mult mai vizibile cârdurile și putem să numărăm mai bine. Și finalul este acțiunea pe benzi de probă pentru vânatul mic, iepure, fazan, potârnică, care se face în februarie-martie. Deci ca pe la terminarea sezonelor de vânătoare, practic, pentru speciile respective la vânat mic.
Bineînțeles, în timpul vânătorilor de an evaluăm și efectivele de mistres, pentru că atunci ne dăm seama ce și cum. Și după închiderea sezonului de goană, 31 ianuarie, când noi începem să punem în care ca să stabilizăm scroafele și să intre la pătat în condiții fizice bune, atunci ne dăm seama cam cu ce am rămas. Și pot să vă spun că dacă am început cu căpriorul de care ne ocupăm în mai și iulie-august, la căprior stăm bine, avem undeva la 1500 de exemplare, adică stăm bine și este o specie care crește de ani de zile. La cerbul carpatin, care este o specie mai, cum să zic, mai fină, așa, și are nevoie de timp mai îndelungat pentru a remarca o creștere în cadrul efectivului, suntem și acolo undeva aproape dublu față de optim, se constată o creștere. Avem un nucleu de lopătar care se dezvoltă bine deocamdată. Aici o să vedem. Sperăm să meargă în continuare. Faceți experiență cu ei. Da, am făcut, da? Da, am avut câteva, câteva exemplare și am ales să facem o prospătare de sânge pentru că erau puține și am avut experiența de la Noreni cu consanguinizarea și n-am vrut sub nicio formă să ajungem în punctul ăla. Am adus niște exemplare cu o genetică deosebită din Ungaria. Se dezvoltă foarte bine. S-au văzut și aici câteva trofee de excepție. Acum a vânat un mic iepurele undeva liniar. O clipă. Să nu trecem cu atâta grabă. Eu auzeam, nu știu dacă veți confirma sau infirma, că cerbul a început să se regăsească și în alte zone decât cele arhicunoscute, adică deal munte. Și-au găsit, da, așa, și alte, da. Da, este, habitate, dacă, da, e bine spus. După anii 70 s-a constatat o modificare a arealului cerbului, deci a început să coboare și în zonele de câmpie. Și chiar este bine reprezentat nu numai pe zona Codului și Oaș, ci a început să coboare în fondurile chiar de câmpie, fără niciun fel de deal. Deci e o chestiune care se manifestă de mai mulți ani. Cam asta e. Și ce să zic, cred că și răpitoarele mari și-au spus un punct de vedere, pentru că i-au împins un pic. Au coborât în zone în care nu s-au întâlnit cu răpitori mari. Aici discutăm de lup. Pentru că șacalul, la care o să mă opresc un pic, nu era reprezentat în România. Apropo de șacal, datele noastre arată că față de anul trecut avem o creștere de peste 20% a efectivului de șacal. Asta nu este că nu ne-am făcut cota de recoltă sau așa mai departe, ne-am făcut-o, dar este o creștere exponențială a numărului de șacal și nu numai la noi, în România, ci în toată Europa. Gândiți-vă că deja, fiind o specie sud-balcanică și asiatică, deja anul ăsta a fost accidental, lovit cu mașina acum o săptămână, în nordul Spaniei, aproape de La Coruña. Deci vă dați seama unde au ajuns. Au trecut Pirineii și mai departe. Adică începe să devină o problemă foarte, foarte spinoasă, pentru că produce pagube foarte mari la vânat util și produce pagube foarte mari crescătorilor de animale. Este o problemă majoră. Anul trecut am văzut că, așa cu ghilimele de rigoare, cineva jupea hainele de pe el, că în România se împușcă nu știu câte mii de șacal. Păi, este o specie care nu are ce căuta în România. În primul și în primul rând. Bun, dar eu mi-aduc aminte că în urmă cu zeci de ani era vorba despre șacali în Delta Dunării. Strict mai degrabă. Strict în Delta Dunării, dar așa episodic. Dar nu era acest exod în ghilimele de șacali, da, să meargă, da, în toată, da, țara. Acum șacalul, da, în ghilimele egal vulpe. Deci, da, ca arie de răspândire. A ajuns și în Maramureș. Deci ca arie de răspândire. Da, da, da. Da. Da, dacă tot am invocat vulpe, haideți că o luăm pe asta. Nu este drum unde să te duci să nu vezi vulpi
de primăvara până toamna lovite. Nu da. Scade efectivul de vulpi, pentru da. Că mașinile nu, și gândiți-vă, ucid cu grămada. Gândiți-vă că noi vulpi. Extragem din teren undeva la 5-600 pe an. Alea nu sunt multe. Bun, dar... Hai să lovească mașinile încă în 5-600. Nu știu dacă 5-600, dar 100 lovesc sigur. Domnul 100 Dragoș, lovesc, sigur. I-am văzut pe un drum scurt, de aici, de la satul mare până Vorbaia, Odoreu, Băbășești, da. Apa. Păi, nu odată s-a întâmplat că am văzut, e adevărat, 2-3 pui de vulpe, da. Nu atunci vulpe adultă. Deci perioada în care se întâmplă cele mai multe accidente auto cu vulpe este perioada în care august-septembrie puii de vulpe i-au lăsat părinții și sunt, da, cum ziceți dumneavoastră, independenți și sunt neatenți. Nu se știu încă apăra. Nu se știu apăra, exact. Și atunci se întâmplă cele mai multe accidente. Dar am văzut în mod frecvent chestia da. Asta. Plus că este foarte deranjant faptul că se apropie din ce în ce mai mult și mai insistent de localități. Avem probleme majore în multe localități cu vulpile și acum singura șansă este să amplasăm curse. Și unde am avut probleme, chiar am amplasat curse. Iar apropo de localități, îmi aduc aminte că anul trecut scriam că la Apa chiar a fost un, da. Un atac din ăsta cu da, vulpi, da, cu chestii din ăsta aiurea. A fost ciudat, chiar am fost acolo. Deci a fost în mijlocul comunei, nu undeva la margine. Deci în grădinile, toate grădinile unde erau animalele atacate, da. Erau gardate de curți. Erau împătrate, așa închis de curți. Da. Da. Dar e o problemă. Știe să da. Intre, nu-i întâmplător da. Să spune că e un animal șiret. Da, da. Da. Deci la vulpe... Da. Șacarul, ziceți... v-am zis că avem probleme și rezolvarea, nu știu dacă va fi numai prin armă. Mică va trebui la nivel european să se intervină și altfel, nu știu cum, dar s-ar putea să trebuiască, vor fi presiuni. Acum, v-am zis, pe iepure undeva liniar, fazanul e o scădere de câteva puncte procentuale. Care... Dar asta culmea că e de la an la an? Nu. E tot cam așa pe, nu, pe tot bogan? Fazanul a scăzut foarte mult din cauza temperaturilor foarte mari de anul trecut, am pierdut o grămadă de pui și seceta. Degeaba am dus noi apă și v-am mai prezentat câteva poze cu vidaje, cu tot ce am putut noi, dar n-ai cum să ajungi peste tot să le pui apă. Și puiul de fazan este extrem de sensibil. Prima pontă s-a pierdut, cred că 95%, și a doua pontă, care este incomparabil ca număr de ou, mult mai mică decât prima, nici din aia n-a. Deci marea majoritate a fazanilor extrași din teren anul ăsta, a cocoșilor, sunt cocoși bătrâni. Nu știu dacă sunt în 15% cocoși de un an înainte. Da. Să vedem ce se va întâmpla anul ăsta. Au început deja, probabil că ați văzut dacă umblați cu mașina prin afara localităților, că deja fazanii au început să iasă și să-și etaleze penajul pentru mai iese a atrage, câte unul. Da, da, atrage găinile. Să vedem cum va fi anul ăsta. Vis-a-vis de atracție, acum îmi vine aminte o chestie. De câteva zile, lucru care nu l-am văzut, n-am știut cum e, am văzut, nu știu, aceeași pereche de ciori sau și alte perechi, vis-a-vis de un fel de dans nupțial al cocoșului de cioară. Nu mi-am dat seama că, să știe, se înfoaie și ăla și își trage aripile și are un dans din ăsta atât de ciudat. N-am știut fiecare până acum. Fiecare specie are un mod de a... Nu, dar cum a întâmplarea a făcut că am văzut sexul opus. Cum da. Curtează, dacă vreți, da. Cioara ca să da. Da. Fiecare o ducă la cuib. Exact. Fiecare specie are un mod de a încerca să se facă plăcut în fața sexului opus. Da, cioara e o problemă. În regres, cred că și pe mai departe rămâne potârnichea. Potârnichea este în regres și nu chiar este numai la noi. Chiar așa mă duc aminte, în ultimii ani, că este o specie da. În regres. Da. Problema majoră este că puiul de potârniche se hrănește în primele săptămâni de viață numai cu nevertebrate, pe care, datorită tratamentelor din agricultură, nu le mai găsește. Și apa consumată este aia din picătura de rouă,
care picătură de rouă, în cele mai multe cazuri, este infestată și cu alte lucruri și atunci, chiar dacă nu îl omoară, dar de multe ori nu mai dau produs și din cauza asta deci, avem suspicionați, nu numai noi, sunt discuții și cu alte țări europene și cam aceeași treabă este, pentru că nu e vorba de braconaj sau așa, nu. Aici sunt acum problemele. Nu, dar zic suspicionați faptul că pierderile de pui, să mă exprim așa, sunt în special rezultat al chimizării, da? Ziceți dumneavoastră? Da. Și probabil și atunci dacă e perioada de secetă, nu mai sunt viermișorii amici care ziceți dumneavoastră că iar consuma în prima Și atunci perioada de dezvoltare. Pierd pui, nu mai rezistă pui și nu mai ai efectiv care să vină din spate să-ți primenească un pic. Vorbeam și scriam cu ani în urmă despre problemele cu iepurele. Da. Care e situația acum? Că atunci când scriam, era vorba despre, nu știu, la nivel național, scădere 25% la vremea respectivă. Care e situația? Pentru că, de pildă, anul ăsta, zic eu, ca nespecialist în domeniu, a fost vreme absolut senzațională, fătările la iepure puteau să înceapă deja la 1 martie sau la 1 februarie. Da. Dar aduceți-vă aminte că anul ăsta, sfârșitul februarie, începutul martie, au fost câteva nopți cu un frig extrem. Și noi am găsit pui de iepure înghețați, dar mulți, care n-au trecut peste chestia. Deci prima pontă s-a dus. Degeaba au început. Că, într-adevăr, fătările au început undeva în finalul februarie. Deci că a fost o vreme chiar caldă în ianuarie. Da, deci... da, aduceți-vă aminte că au fost câteva nopți din astea cu minus 9, minus... I-a terminat. Nu rezistă, n-au rezistat. A doua pontă, să vedem ce se întâmplă. Anul trecut nu le-a mers rău la iepuri. Pentru că ei n-au probleme cu seceta, așa mai departe. Dar, ce să zic, vedem anul ăsta. Adică, le vin de hacogari, domnul... Asta este problema majoră pe care o avem noi. Există, din păcate, și asemenea vânători cu ghilimele de rigoare. Deci, n-am mai întâlnit așa de multe cazuri cum s-au manifestat în ultimii 2-3 ani. Dar există, adică excepțiile întăresc regula, domnul Daniel. Da, este. Eu am 25 de ani exact. Anul ăsta, în octombrie, o să am de când mă ocup strict de vânătoare, de cinegetică. Și este primul caz de braconaj cu ogari, și spun, din păcate, care s-a finalizat cu o condamnare. E drept în primă instanță. Și cu obligarea făptuitorului la plata prejudiciului, care nu e mic, este prima. Eu sper să nu rămână excepția care confirmă regula, pentru că avem niște probleme majore. Gândiți-vă că avem cetățeni care au fost prinși în decursul a 3 luni, de 2, 3 sau 4 ore, aceiași oameni. Clasare, 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 clasare. E foarte greu să mai spui personalului de teren ce să facă când sistemul nu reușește să pună indivizii ăștia certați cu legea la locul lor. Vom avea discuții inclusiv la nivelul parchetului general, vor fi niște discuții pe care le vor deschide probabil cei de la Asociația Generală a Vânătorilor din București, pentru că sunt niște probleme, adică ori trebuie să umblăm la lege, ori undeva sunt niște scăpări, pentru că nu e normal când îl prinzi pe un cetățean cu ogari care braconează în teren, chem poliția, poze, nu știu ce, și să-i dea ogarii înapoi. Adică ca și cum i-ai dat la un criminal, îi dai arma crimei înapoi. Nu este normal. Păi toată lumea ridică din umăr și nu avem ce să facem cu ei. Nu știu, fraților, adică eu nu sunt legiuitor, eu mă supun lege, dar eu spun ca și practician că legea astăzi nu este bună. Nu e normal. Trebuie să-l oblige, să-i dea la un adăpost, să nu știu. Păi ne-a dat nouă custodie, am ținut ogare o lună și ceva pe cheltuiala noastră, până se rostogolește procesul și așa mai departe. Adică sunt niște probleme legislative care vor trebui rezolvate. Am avut întâlniri din
Chiar înainte să vin la dumneavoastră am avut o discuție cu cineva de la București, săptămâna viitoare va fi un grup de lucru. Exact pe chestiunea asta ne vom întâlni mai mult din țară și o să încercăm să ne spunem punctul de vedere și să sensibilizăm pe cei care trebuie să umble la lege. Pentru că nu e normal. Nu este normal. Este extrem de permisivă. Da. Domnul Dragoș, ați amintit de cerb. Merge bine. Că priorul merge și mai bine. Merge bine, dar cerbul merge foarte încet. Nu-i mistreț. Nu-i mistreț. Ce faceți cu căpriorul? Pentru că vreau să cred că anii ăștia buni mai fac și fătări gemelare la căprior. Nu sunt de dorit. Nu? Nu, pentru că produsii niciodată nu vor fi cum trebuie. Adică preferăm un ied bun. Bun, dar faceți dar selecția nu... asta sau ei se pierd oarecum așa? Se mai, pentru că de obicei... nu-i ca oaia să zici, băi, e în saivan, băi, mielul ăsta mai slăbuț, îl deci, suprim. De obicei se pierd ei, sau vin șacalii și se uspătă. Și șacalii, dar când facem selecție, încercăm să scoatem exemplarele cele mai bătrâne sau cele mai mici și slabe. Cam asta e selecția. Păi, în populația de căprior, din cota de recoltă, de trofeu, se discută undeva la 10%. Maximorum 15% în zone foarte bune și în bune. În rest, discutăm numai de selecție. Adică 85% din exemplarele care se scot, fie mascul, fie femele, fie tineret, se scot cele de selecție pentru a împinge genetic în sus populația. Adică a scoate exemplarele slabe și a le facilita pe cele cu o conformație dorită, să zicem așa. Bun, dar în condițiile în care aveți, să zicem, anumite fonduri, un efectiv dublu față de optim, cum vă descurcați? Că îmi imaginez că pot fi și paradoxuri de genul ăsta. Da, dar paradoxurile vin dintr-un calcul greșit a optimelor. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Cheile după care s-au calculat optimele, de multe ori au lăsat de dorit. Și se schimbă structura biotopului de cele mai multe ori. Unde acum 15 ani, când am făcut cheile de bonitare, era numai pârloagă, acum e plin de culturi agricole. Și atunci deja e altceva. Adică, clar că va crește. Iar apropo de culturi agricole, chiar vedeam pe internet că sunt băieți de ăștia care au grijă să imortalizeze în diverse zone din județ, da. Cârduri, zic eu, acum cârduri, este 5, 6, 7 căprior, deci, sau chiar mai mulți. Gândiți-vă că anul ăsta, în iarnă, adică am văzut cârduri de 80. Pentru că iarna se strâng în cârduri, se apără mai ușor, așa mai departe. Acum vor începe să se împartă pe teritorii, pentru că este o specie foarte teritorială și nu o să mai vedeți așa cârduri mari. Acum se văd cel mai bine pentru că vegetația este mică și există posibilitatea ca din șosea la ore dimineața. Da, dar erau sau chiar pozate, nu știu dacă ați văzut și am văzut. Pe internet, așa grupuri, 6, 7, 8. Da. Deci, da. Este normal. Este normal. Dar este o specie care de cervid care trăiește în câmp, nu are nevoie de pădure, s-a obișnuit cu zonele deschise, știe să se învăța să se apere în zonele deschise și nu e o problemă. Da. Domnul Dragoș, șlagărul șlagărilor rămâne pesta porcină africană, da. În mod expres la mistreț, da. Pentru că toată lumea arată ce, băi, mistrețul este vectorul, mistrețul este rezervorul cel mai ușor, nu? Virus. Și un focar de pestă porcină africană, după cum te citeam, îl poți eventual declara stins la 2 ani de la confirmare. Da. Cum stați de cu mistreții? De la ultimul mistreț extras de acolo pozitiv. De acolo se calculează 2 ani. Păi, da, dar vedeți că e și o chestie discutabilă. Bun, pozitiv. Acum, seropozitiv, adică aici are anticorp sau ce e. Aici, nu știu, mai știu unde să-l... Da, aici este catalogez. Discuția. Ce înseamnă pozitiv? Din punctul de vedere al Comisiei Europene, a entității de specialitate de acolo, pozitiv înseamnă inclusiv exemplarul de mistreț care a trecut prin boală și prezintă anticorp. Aici mi-e lucrurile nu mi-s clare deloc,
Pentru că, făcând așa o apropiere cu COVID-ul, ăla care era trecut prin boală și prezenta anticorp era cel mai bun. Acum la Mistre nu e așa. În fine, nu știu de ce și cum și cât, pot să vă spun următorul lucru. Că pozitivii anul ăsta au fost sub 5%. Dragoș. Sub 5% pozitiv. Și nu în boală, ci trecut prin boală. Acum spor. Înainte de a începe, problema asta cu pesta porcină, noi, AJVPS Satu Mare, aveam undeva la 800 de exemplare evaluate în teren la finalul de sezon și cotă undeva la 5-600. A căzut la 500 și cota 200 și maximum 300. Anul trecut s-a oprit căderea, anul ăsta există o creștere de câteva puncte procentuale. Discutăm de un 4-5%. Important este să fie creștere, domnul Dragoș, adică da. Să nu vorbim despre mersul în cap, cum spunea dumneavoastră adineori, da. Despre anumite lucruri. Deci faptul că este totuși o creștere și am înțeles că și în anul trecut a fost totuși o anume creștere pe anumite fonduri. Deci nu problema, era sigur că problema la Mistreț este următoarea. El este un animal foarte rustic și foarte puternic, reușește să lupte cu boala. Cel doboară pe el este temperatura foarte scăzută din iarnă, coroborat cu condiții de boală, cu simptome de boală. Atunci îl aruncă jos. Și anul trecut a fost un episod de genul ăsta. Dacă țineți minte, a fost vreo două săptămâni de frig din ăsta, minus 10, minus 15, acolo ea cam curățat. Acum, anul ăsta, sunt fonduri de vânătoare pe care și-a revenit foarte, foarte bine, sunt fonduri de vânătoare cu puncte unde nu este cum ar trebui și este slab reprezentat. Acum, vedem cu ce rămânem, că depinde. Nu-i tot una să ai într-un fond de vânătoare dintr-un număr, să zicem, de 20 de mistreți, să ai două scroafe, patru vieri și restul șoldani, care anul ăsta fac numai pagube în agricultură, eventual, sau din aia 20 să ai 10 scroafe. E da. Alt spor, cu totul și cu totul altceva. Ca să vă puteți recupera din bani. Domnul Daniel, mai avem vreo 4-5 minute, haideți să nu ziceți că dacă e Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor, că n-ați spus chiar nimic, 2-3 minute despre pescuit, și că poate vom relua problema cu pescuitul cu altă ocazie, adică cu popular și cu celelalte. Da, cu mare plăcere. Ce pot să vă spun? Facem popular în fiecare an, adică noi ne ținem de cuvânt. Acum în toamnă, în noiembrie, am făcut populare pe canalele din zona Careiului, acum în primăvară urmează Someșul și Turul. Încercăm să facem bine și pentru pescare. Acum știți cum e, când sunt foarte mulți, există nemulțumiri și, na, știți cum e. Când e lume multă, mai sunt și probleme pe care nu le putem rezolva la nivelul dorit de toți, dar încercăm. Adică încercăm să venim în întâmpinarea lor cu 3 sedii de unde pot să-și ridice documentele pentru a putea pescui în mod legal. Avem paznicii care desfășoară acțiuni pe fonduri și aici avem o mare problemă în sensul că nu ne ajută legea să facem noi paza. Adică noi, dacă avem probleme, trebuie să ridicăm două degete și să chemăm autoritatea pentru piscicultură sau jandarmeria. Ceea ce nu este normal. Domnul director, toată lumea știe că în Someș și în mod expres există somn. Nicicolo se mai resuflă câte o chestie, băi, eu prins ăla un somn de 20 de chile, de 50 de chile, de 70 de chile. Ce se întâmplă cu somnul pitic, somnul ăla care am înțeles eu că e o pacoste pe ceea ce înseamnă... Ăla care îl prezentau ăștia de la o televiziune locală. Măroșenie sau cine, la un moment dat. Nu spunem cine, că a umplut Delta cu ei și o minciună. Ăla nu rezistă la temperaturile din iarnă și efectiv iese apară din baltă, adică considerați-l o problemă rezolvată. A fost un circ național atunci, că ăla nu rezistă și natura își face treaba cu somnul ăla despre care se făcea atunci vorbire. Noi facem populare cu crab și caras și ce pot eu să vă spun, că materialul biologic pe care noi îl folosim de când eu sunt la AJVPS Satu Mare provine strict din ferme autorizate din județ. Eu sunt mai patriot așa. Noi, asociația, suntem mai patriot și cumpărăm de la ai noștri. Da. Am o curiozitate. Vă rog.
Eu așa știu că pe vremuri zice că băi, pișcarul, adică era țiparul. Țiparul. În ce măsură mai există așa ceva că prin populări, mă gândesc eu dacă ați avea de unde să cumpărați, pe canale s-ar preta să mai... Da, dar nu prea există posibilitatea de a cumpăra specii de genul ăsta. M-am bucurat foarte mult acum vreo 4 ani când am reușit să cumpărăm puiet de lin. Tot de aici, din județ, este o specie care ai prins să-i dai drumul înapoi, dar e extraordinar pentru înnobilarea ceea ce înseamnă, de exemplu, râul Tur. Exact acolo l-am și populat. Eu mi-aduc aminte, era un pește ăsta, e un pește absolut senzațional. Da. La da, gust, la tot există... ce vrei, n-ai probleme, e scos și la spinării și da. Ești nu rezolvat. Există, n-am găsit posibilități de a, de a ne aproviziona cu puieți. Sau, și... sau nu, e, nu este o fermă specializată nu care este să livreze... Și cu cei de Lampa am ajuns la concluzia că populările să le facem cu crab caras, specii de genul. Deci, acea specie aproape e pierdută? Nu neapărat. E, mai este nu reprezentată, dar nu reușim să o... Și deci nu prea am auzit să zică, băi, am mâncat țipar, am găsit nu știu unde. Mi-aduc aminte că la un moment dat, vara, da. Pe anumite canale, canale da. Deja cu mâna și îl căutai în nămol să-l da. Capturezi. Da, da. Da. A, e altceva. Acum știți cum e marea era majoritate... Era un alt gen de pescuit, sunt, dacă vreți. Asta vroiam să vă spun. Acum se face un alt gen de pescuit, care nu este îndreptat către speciile de genul ăsta, ci dorit sunt, de exemplu, în Someș, toată lumea caută somnul ăla mare, că ziceau, domnule, nu mai populați cu puiet în Someș, că îl dați la somn. Păi aia vrem. Dar adică, până la urmă, urmă domnule, dacă se prind 10 somn din ăștia mari... Și din ăla mare. Sigur. Păi, acum 2 ani parcă s-a prins un exemplar din ăsta mare și l-au redat mediului natural și noi chiar atunci chiar am anunțat că vom elibera permis de pescuit pentru anul următor. Era bunic și nepot sau ceva de genul ăsta da. Și chiar ne-am ținut de cuvânt. L-am chemat acolo și i-am dat permisul de pescuit gratuit pentru următorul. Da. Adică am fost onorați că avem în rândul nostru asemenea pescari. Iată că, din păcate, că timpul a alocat dialogul nostru. Vom relua cu pescuitul, probabil, cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru participarea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatori, în speranța că invitatul meu, Daniel Dragoș, director AJVBS Satu Mare, a prezentat, dacă vreți așa, în goana cerbului, să nu spun în goana calului, anumite aspecte legate de fauna cinegetică care se regăsește pe fondurile de vânătoare pe care asociația le gestionează. Vă mulțumim pentru atenție. România alături de Informația TV.